Perseidele sunt de fapt rămășițele lăsate de cometa Swift-Tuttle. Atunci când aceasta trece pe lângă Soare, praful cosmic prins în nucleul ei înghețat este eliberat în spațiu. O mică parte din această materie pătrunde în atmosfera Pământului. Așa apare un fenomen în care particulele ard în atmosferă. Mai este nevoie să spun că nu este niciun fel de pericol de a observa aceste fenomene. De ce? Pentru că este un tablou de neuitat. Sunt acele stele căzătoare care sunt însoțite de acele mingi de foc. Este de fapt cupola pe care ele o creează, dar care de fapt n-ajung pe Pământ. Oamenii se sperie niciodată. Ele se dezintegrează, repet, în atmosferă, prin frecarea cu aerul atmosferic. Chiar dacă acest fenomen este observat în fiecare an, numărul celor care au auzit de el este destul de mic. Majoritatea cunoscătorilor provin din rândurile celor care urmăresc frecvent bolta cerească, oricare au studiat astronomia în școală. La țară se spune cad stelele din cer. Și ați văzut astfel de stele căzătoare? Mai se văd câte unele. Vin periodic. Da, este într-adevăr, e o ploaie de stele, cum s-ar spune, meteoris. Am auzit, într-adevăr, și se pot vedea și cu ochiul liber. Potrivit specialiștilor, fenomenul va atinge intensitatea maximă pe 13 august, ora 2:30, ora României. În această perioadă, cei care privesc cerul pot observa un număr mare de meteori care vor lumina atmosfera. Conform specialiștilor, este recomandat ca cei care vor să vadă cel mai bine spectacolul oferit de Perseide să-și îndrepte pașii spre zone cu cer curat, departe de sursele de iluminat. Cele mai indicate ar fi zonele muntoase, satele, ori locurile izolate de la marginea orașelor. Cercetătorii ne recomandă, și anume astronomi, să vizităm numai acele locații care ne permit, și anume să fie eliminată lumina, mai ales lumina orașelor, și să nu fie poluat deloc din punct de vedere luminos. De ce? Pentru că bolta cerească o putem privi numai când cerul este senin. În momentul în care apar perturbații, mișcări ale maselor de aer, fenomene de asemenea atmosferice care ne împietează să vedem acest fenomen, într-adevăr își pierde din măreția, pentru că asistăm la această armonie, dacă vreți, simfonie, cum o numea Pitagora. Cometa responsabilă pentru tot acest spectacol astronomic este cel mai mare obiect cunoscut care trece în mod repetat prin apropierea Pământului. Corpul are un diametru de aproape 10 km, asemănător ca dimensiune cu obiectul care a dus la dispariția dinozaurilor.